Viața istorică a Sfântului Anton de Padova. Despre viața Sfântului Anton s-au scris multe cărți, dar cele mai importante provin din secolul al XIII-lea, când erau încă în viață persoanele care l-au întâlnit pe Sfântul Anton. Hagiografia antoniană a secolului al XIII-lea se află în cărțile Assidua, Juliana, Dialogus, Beninitas, Raimundiana și Rigaldina. Alte două cărți importante, care au fost scrise în secolul al XV-lea, merită atenția noastră. Acestea sunt Suriana și Sant'Antoni Vita Visicco Polentone, ce au la baza lor cărțile scrise în secolul al XIII-lea cu cele 53 de minuni care au fost autentificate pentru canonizarea Sfântului Anton. Biserica în timpul Sfântului Anton. Pentru a înțelege contextul activității Sfântului Anton, trebuie să știm că Europa se afla spre sfârșitul epocii medievale. În biserică au loc schimbări deosebite. Catedrala devine centrul spiritualității, așa după cum erau mănăstirile în secolele anterioare. A început epoca celor 8 cruciade, au luat avânt mari reforme în biserică, cunoașterea de noi ordine, cistercienii, francescanii și domenicanii. Începutul vieții pământești și spirituale a Sfântului Anton. Sfântul se naște în orașul Lisabona la 15 august 1195. Tatăl se numea Martin Alfonso, fiind un membru al familiei de nobili dei Buglioni și era cavalerul regelui, iar mama sa se numea Maria Tarazia Taveira. La botez a primit numele de Fernand, nume ce era dat regilor, principilor și cuceritorilor. Fernand a învățat la școala catedralei, iar în 1210, când avea vârsta de 15 ani, a intrat în rândul călugărilor augustinieni din abația Sfântului Vincențiu din Lisabona. El va cere să fie transferat într-o altă mănăstire din cauza dezgustului provocat de așa numiții prieteni, care veneau să-l viziteze și astfel îi tulburau pacea sufletului. După 2 ani, cererea îi va fi ascultată și va fi transferată la mănăstirea Sfânta Cruce din Coimbra, unde erau circa 70 de călugări augustinieni. Coimbra, capitala Portugaliei din acel timp, se afla la o distanță de circa 230 km de Lisabona, ceea ce îi va asigura liniștea mult dorită, căci distanța mare împiedica prezența rudelor în viața lui Fernand. În această mănăstire va rămâne pentru 8 ani și se va dedica studiului Sfintei Scripturi și părinților bisericii. Fernand va ține neîncetat în mâinile sale Vechiul și Noul Testament, încât dacă s-ar fi pierdut Sfânta Scriptură, el ar fi fost capabil să o rescrie din memorie. Schimbarea numelui și a vocației. La data de 16 ianuarie 1220, sunt martirizați prin decapitare la Marrakeș, în Maroc, 5 frați francescani. 3 erau preoți, Bernardo, Pietro și Acursio, iar ceilalți 2 erau frați religioși, Adiuto și Otone. Corpurile lor au fost aduse de Pietru în Coimbra și apoi îngropate în Biserica Sfânta Cruce. Fernand, cunoscând în mod personal acești frați francescani, știind cum a avut loc martirul lor și văzând miracolele ce aveau loc prin mijlocirea lor,
și a schimbat complet motivația, luând decizia de a urma exemplul fraților martiri. Decizia lui Fernand nu a fost una de moment, dar a fost făcută în timp și cu maturitate. Fernand, în conversația cu doi frați francescani, își exprimă dorința de a deveni un frate francescan, pentru a avea astfel posibilitatea de a fi misionar printre sarazini. Cei doi frați francescani, în simplitatea lor, și-au exprimat bucuria de a avea printre ei o persoană atât de distinsă și au stabilit că peste două zile se vor întoarce și îi vor îmâna noua haină. Lui Fernand nu îi rămâne decât să-l convingă pe stareț de dorința lui. Frații francescani s-au prezentat după cum le-a fost înțelegerea și încredințează noua haină francescană. Pentru a înțelege ordinul francescan, din care va face parte Fernand, viitorul Sfânt Anton, ar trebui să știm că de la înființarea lui din 1209 până în 1220, expansiunea ordinului a fost continuă, iar granițele oricărei țări erau inexistente pentru acești frați francescani dedicați răspândirii cuvântului lui Dumnezeu. Noul frate se prezenta astfel, fără încălțăminte, cu o reverendă cu capuciu de culoare albicioasă brună, încins cu o funie din lână sau cânepă, iar opțional, putea îmbrăca pe dedesubt o a doua reverendă fără capuciu și un tip de mutan de pantaloni. În perioada timpului rece, le era permisă o pelerină, iar pentru clerici, tunsoarea era obligatorie. În toamna anului 1220, Fernand se află în micul eremo Monte Olivas din Lisabona. Odată cu primirea noii haine, își schimbă numele din Fernand în Anton, probabil din cauza faptului că frații francescani încep să-l cheme astfel. În căutarea martiriului. Prezența lui Anton în eremo din Olivas a fost scurtă, datorită dorinței lui de a porni cât mai curând spre teritoriul saracenilor și pentru că vorbea limba arabă. Anton ajunge în Maroc, însoțit probabil de fratele Filippo di Castiglia, așa după cum era obiceiul francescan, care era modelat după Evanghelie, când Iisus a trimis discipolii doi câte doi. O boală îl ținu la pat pe durata întregii ieri și fiind lipsit de forțe, decide să revină în teritoriul natal pentru a-și recăpăta sănătatea. În timpul navigării, din cauza vântului, nava nu va ajunge în Spania, ci va acosta în Sicilia. Astfel, Anton se va opri în conventul fraților din Messina pentru o perioadă de timp în care își va recăpăta forțele. Împreună cu frații conventului, urcă spre Porțiuncula, în Assisi, unde are loc capitolul rogojinelor. Drumul era dificil și lung, de circa 800 km. Astfel, au fost necesare câteva săptămâni, iar sănătatea lui Anton nu era încă pe deplin refăcută. Anton, odată intrat în rândul fraților francescani, era interesat numai de faptul de a fi misionar în Maroc, dar nu și de viața francescană, de sărăcie, de penitență, și nu manifesta nicio admirație față de întemeietor. Anton avea virtutea de a fi detașat de toate, ca și Sfântul Francisc. Astfel, puțin câte puțin, inima sa se schimbă și ajunge să accepte voința lui Dumnezeu și noua vocație. Anton a falimentat în realizarea proiectului său, dar acum știe ce înseamnă a fi un frate francescan. Între acea mulțime de sfinți
care au participat la capitolul rogojinilor, se simțea un ovice ce trebuie să meargă la școală și nu la muncă. Vocația sa de frate minor devine clară la capitolul rogojinilor, iar inima lui devine francescană la Monte Paolo. După încheierea capitolului, frații francescani au fost trimiși la misiunea lor, doar Anton rămânând la dispoziția generalului, nefiind primit de niciun provincial, căci fiind necunoscut, părea a fi un începător și bun de nimic. Anton se apropie de fratele Grațiano, provincialul de Romania, căruia îi cere să-l primească în slujire pentru a se forma spiritual, căci singurul lucru ce îl interesa era de a-l îmbrățișa pe Hristos. Provincialului îi plăcu devoțiunea pe care o avea Anton și îl primi în provincia sa, trimițându-l în Eremo de Monte Paolo, provincia de Foluri, unde era o comunitate francescană cu 6 frați francescani lipsiți de preot. Anton trebuia să asigure Sfânta Liturghie pentru acești frați francescani, deoarece avea sacramentul sacerdotal. El a avut posibilitatea de a trăi în acest eremo o viață de penitență și reculegere. Postul și veghea în rugăciune i-au epuizat forțele trupului, încât la sunetul clopoțelului pentru rugăciune, pașii săi șovăiau și deseori cădea din picioare. A rămas în ritmul acestei veți până la 24 septembrie 1222, când frații comunității au participat la o sfințire de preoți în orașul Foluri, dar fără voia lui urcă la pupitru pentru câteva cuvinte pe care trebuia să le improvizeze din cauza lipsei predicatorului. Anton era apreciat de frații francescani din comunitatea sa mai mult pentru spălatul vaselor din bucătărie decât pentru expunerea misterelor Sfintei Scripturi. Dar la această predică, cuvintele sale de doctrină și înțelepciune a întrecut așteptările tuturor, stârnind mirarea și aprecierea. S-a observat cum umilința face o bună companie darului științei în Anton. Ministrul provincial este informat de cele întâmplate, iar din acel moment destinul lui Anton a fost schimbat. El a fost desemnat ca predicator, căci era nevoie în acea perioadă de predicator din cauza ereziilor, dar mai ales al lipsei clerului. În misiunea sa, Anton era un model al comportamentului și al științei. În ceea ce privește comportamentul său, era lăudabil pentru disprețul de sine, simpla inocență și subjugarea la disciplină. În ceea ce privește știința sa, ea a fost asigurată de calitatea unită zelului și de adevărul unit modestiei. Aceste virtuți străluceau în el și erau vizibile tuturor. El le valorau mai mult decât minunile din timpul vieții lui care puteau fi înșelătoare. Anton nu se dădea înapoi de la spune adevărul nici în cazul pericolului de moarte. Folosea cuvinte condimentate cu sare și milostivire. Anton a fost primul teolog al ordinului franciscan, căci învăța teologia cu permisiunea Sfântului Francisc celor care aspirau la treapta preoției. Pentru prima dată, a deschis la Bologna o școală de teologie pentru acești frați francescani. El a predat teologia fraților francescani la Bologna, Montpellier, Tolosa și alte locuri. Anton devine un mesager al Evangheliei pe străzile Italiei și ale Franței. El a parcurs până în 1224 Italia septentrională,
iar până în 1227 Franța Meridională, cu scopul de a combate ereziile. În mod special, va duce o luptă continuă împotriva catarilor numiți și albigenzi. Anton era numit ciocanul ereticilor pentru eficacitatea misiunii sale de a-i întoarce la adevăr. El era înarmat cu argumente biblice, încât nimeni nu putea să-i țină pe, convertind astfel ereticii din Rimini, Tolosa și Milano. În predica sa, plină de zel și fără întrerupere, a reușit să reîntoarcă persoanele de la eroare. Printre aceștia se număra și ereticul Bononillo, ce avea în jur de 30 de ani, pe care Anton îl întoarse la dreapta credință. Probabil era vorba de miracolul Euharistiei, când măgarul se închină în fața lui Iisus Euharistic. În Franța, este numit custodele regiunii Limosino și participă la capitolul din Arles în anul 1226. În anul 1227, Anton se întoarce în Italia când ministrul general, fratele Elia, îl pune pe Anton în responsabilitatea de ministru provincial la conducerea fraților francescani aflați în Italia septentrională, incluzând și provincia Emilia. Ministrul ordinului îl trimite la curia papală, la Roma, unde are ca auditoriu pe Papa Grigore al IX-lea și Colegiul Cardinalilor, iar cu această ocazie, Papa însuși îl numește Arca Testamentului. Anton, ajuns la Padova în anul 1229, avea o preferință pentru Biserica Maria Mater Domini, unde era o comunitate ce aparținea primului ordin francescan. În acel timp, mai era o comunitate francescană ce aparținea celui de-al doilea ordin francescan, la Arceda. Aceste două comunități se aflau în afara zidurilor orașului Padova. În anul 1230, la capitolul general, când a avut loc translocarea rămășițelor Sfântului Francis, Anton renunță la rolul de ministru provincial. El a primit autorizația din partea ministrului general de a predica oriunde și astfel în libertatea sa se îndreaptă spre Padova, un oraș mult îndrăgit inimii sale. În anul 1231, la cererea episcopului de Ostia, viitorul papă Alexandru al IV-lea, scrie o serie de predici pentru sărbătorile sfinților venerați în timpul anului. Începând cu intrarea în postul mare, se dedică pe parcursul celor 40 de zile predicării și spovezilor până la Sfințitul Soarelui. Sfântul acuză dureri puternice datorită postului pe care îl făcea, căci de cele mai multe ori nu se apropia de mâncare pe tot parcursul zilei. Probabil, această suferință era amplificată și din cauza idropiziei, de care se presupune că suferea. Știm de mărturia unui frate că Anton era pus la grele încercări în timpul nopții de către diavol. Se întâmplă într-o noapte din timpul postului mare, când Anton, strangulat de către diavol, reuși să-și facă semnul Sfintei Cruci pe frunte. În acel moment, diavolul îl lăsă în pace, iar când Anton deschise ochii, văzu în chilia sa o lumină puternică, care venind din voința divină, a pus diavolul pe fugă. La Padova, cele 55 de biserici nu mai erau încăpătoare în timpul postului mare, iar pentru a-i primi pe credincioși, au fost nevoiți să se mute în spații deschise. Predicile începeau de dimineață la prima oră pentru a lăsa apoi spațiu pentru spovezi, lecții și vizite la bolnavi. Atât de mare era dorința de a-l asculta pe Anton,
că au venit într-o singură zi 30.000 de persoane din zona Padovei, care au rămas în cea mai desăvârșită tăcere pentru a putea auzi cuvintele lui Anton. Până și comercianții opreau activitatea până la terminarea predicii. Roadele predicilor erau nenumărate, printre acestea enumerăm împăcarea unde era ură, restituirea de ceea ce era luat cu violență sau cămătărie, eliberarea prostituatelor din ghearele comerțului și multe altele. După toate aceste predici, spovada era un lucru obligatoriu. Precum Sfântului Francisc și lui Anton, mulțimea încerca să-i taie o bucată din haina sa sau măcar să-l atingă. Iubirea față de cei persecutați l-a dus pe Anton în fața lui Ezzelino, cerându-i acestuia eliberarea contelui Rizzardo și al unui grup de adversari de arme, însă această dorință nu i-a fost îndeplinită. După toate aceste evenimente, sosind timpul secerișului, Anton căută un loc liniștit pentru a rămâne în singurătate și pentru a-și recăpăta forțele. El se retrage în Eremo de la Campo San Piero, un loc ce aparținea contelui Tiso. Contele, prin intermediul fraților francescani, aflând de dorința lui Anton de a avea o chirie într-un nuc, îi construi 3 celule făcute din rogojin. Acolo, Anton și tovarășii săi preferați, Luca și Ruggero, se puteau abandona rugăciunii și contemplației. În acest loc, pentru o perioadă scurtă, Anton va trăi o viață de rugăciune și contemplație până spre sfârșitul vieții. Moartea Sfântului Anton. La 13 iunie 1231, la sunetul clopotului ce invita frații la momentul comunitar, Anton coboară din chilia sa în mijlocul fraților săi, dar nu reușește să rămână pe propriile picioare datorită slăbiciunii din corpul său. Sprijinit de frații săi, reușește să se ridice de la masă, dar nereușind să aibă stabilitate pe picioare, este așezat pe un pat făcut din ramuri. Anton, simțind că se apropie de sfârșitul vieții, îl chemă pe fratele Ruggero și îi spuse: "Frate, dacă ești de acord, eu aș dori să merg la Padova, la Sfânta Maria, pentru a lua orice greutate de pe umerii acestor frați." Frații francescani s-au opus, dar au cedat cu durere în suflet în fața dorinței lui și astfel îl duc spre locul dorit, folosindu-se de un car încărcat cu paie. Fratele Binotto mergea spre Campo San Piero pentru a-l întâlni pe Anton, astfel că îi întâlni de-a lungul drumului. Observând suferința lui Anton, care devenea tot mai atroce, insistă de a merge la Arcella, motivând că dacă ar fi aflat de sosirea lui Anton acea mulțime din oraș, ar fi putut crea o situație mai dificilă. Astfel, Anton acceptă propunerea de a se opri în mănăstirea Clariselor Santa Maria in Cela. Anton se odihni pentru câteva momente, apoi se spovedi, după care începu a cânta imnul către Măreața Fecioară, O Glorioasa Domina. După acest cântec, ridicând brusc privirea spre cer, rămase cu privirea extaziată. Un frate îl întrebă: "Ce vezi?" Anton îi răspunse: "Îl văd pe Domnul meu." Frații, dându-și seama că se apropie momentul final, au decis să-i dea masul. Anton spuse fratelui ce aducea uleiul sfânt: "Nu este necesar, frate, ca tu să faci acest lucru.
eu am deja în mine această ungere. Totuși, este un lucru bun pentru mine și îmi face plăcere. După care, deschizând mâinile și apoi împreunându-le, cântă împreună cu frații cei 7 psalmi penitențiari. După jumătate de oră, eliberată din închisoarea trupului, a fost absorbit de abisul de lumină. Transferarea rămășițelor Sfântului Anton. Frații franciscani nu au putut ține ascunsă moartea lui Anton, pentru că acest fapt a fost răspândit imediat prin intermediul copiilor care alergau strigând pe străzile Padovei. A murit Sfântul Părinte, a murit Sfântul Anton. Din acest motiv, s-a adunat un număr mare de persoane la Arcella, așa după cum sunt roiurile de albine pe lângă un stup. Locuitorii din Capo di Ponte au fost primii care au ajuns la Arcella. Ei au format gărzi de pază pentru a împiedica asaltul conventului de către mulțimea care își manifesta durerea prin suspine și strigăte. Clarisele doreau ca Sfântul Anton să fie mormântat în acel loc, fiind susținute și de locuitorii acelei zone, iar pentru acest motiv s-au gândit să trimită o persoană cu influență pentru a obține din partea autorităților permisiunea de a-l mormânta pe Anton la Arcella. Frații francescani, ce locuiau lângă biserica Maria Mater Domini, au venit la Arcella cu intenția de a duce corpul lui Anton în conventul lor. Pentru ei, era un lucru de neconceput ca trupul lui Anton să nu fie dus și mormântat în biserica Maria Mater Domini, căci, după privilegiul acordat de Papa Grigore al IX-lea, la 26 iulie 1227, se oferea posibilitatea fraților francescani de a fi mormântați în biserica unde ei au activat. Frații francescani au întâmpinat rezistență din partea locuitorilor din Capo de Ponte, ce făceau de strajă zi și noapte și care nu erau de acord ca trupul lui Anton să fie luat din acel loc. Frații francescani cer intervenția episcopului și după multe dezbateri au decis să transporte corpul lui Anton în locul iubit de el în timpul vieții și pentru a putea pune în aplicare decizia, se cere intervenția autorității civile. Din motiv că locuitorii din Capo di Ponte nu acceptară decizia autorității, bătrânii împreună cu frații francescani ajung la înțelegerea de a aștepta sosirea provincialului, după care să se decidă cum ar fi mai bine. În a treia zi de la moartea lui Anton, provincialul realizează că nu reușește să facă față mulțimii, de aceea cere ajutorul autorităților care vor lua o serie de măsuri pentru securitate. În a patra zi, episcopul convoacă o adunare în care ministrul provincial argumentează necesitatea mormântării trupului lui Anton în biserica Maria Mater Domini, pentru că aceasta era dorința defuntului și pentru că Anton aparținea ordinului fraților francescani. Pe drept, trebuia să fie al fraților francescani. Episcopul dă dispoziție de a se face precum va decide ministrul provincial. În a cincea zi de la moartea lui Anton, în data de 17 iunie 1231, episcopul împreună cu preoții, autoritățile și poporul au purtat trupul lui Anton în biserica Maria Mater Domini cu procesiunea ce se încheie cu o sfântă liturghie și depunerea corpului într-un sicriu de lemn care mai apoi a fost așezat într-o urnă de marmură. Sfântul Anton în casa sa.
în aceeași zi, au ajuns la arca lui Anton multe persoane care se aflau în suferință. Îndată ce bolnavii atingeau arca în care se afla trupul lui Anton, de îndată se simțeau eliberați de orice suferință, obținând astfel vindecarea. Cei care nu puteau ajunge la arca lui Anton obțineau această vindecare chiar dacă se aflau în piața din fața bisericii. Orice boală dispărea prin intervenția lui Anton. Mărturiile enumeră pe cei care erau orbi, surzi, muți, șchiopi, gheboși, pe cei care sufereau de gută, febră și alte dureri care dispăreau în mod miraculos. Această vindecare era obținută numai de cei care participau cu tot sufletul, care erau încrezători în milostivirea lui Dumnezeu și care obțineau iertarea faptelor rele prin apropierea de sacramentul spovezii. Pelerinii soseau de peste tot, mergând desculți până la arca lui Anton. Printre ei se afla și episcopul, preoții, frații francescani și persoane din toate clasele sociale. Astfel, Padova devine un centru de pelerinaj pentru creștinătate. Un nou sfânt declarat. La mai puțin de o lună de la moartea lui Anton, episcopul, preoții, nobilii și poporul decide a trimite reprezentanți la scaunul apostolic pentru a cere canonizarea lui Anton. Papa Grigore al IX-lea convoacă colegiul cardinalilor, care se conclude cu crearea tribunalului diocezan, căruia i-a fost încredințată verificarea minunilor realizate de Anton. Au fost numiți 3 judecători pentru cauza lui Anton: episcopul de Padova, Iacob de Corado, priorile benedictinilor, fericitul Giordano și fericitul Giovanni da Vincenza, o persoană importantă din ordinul dominical, cunoscuți ca frați predicatori. Comisia investigă cu deosebită atenție autenticitatea miracolelor, dar totodată și viața de sfințenie a lui Anton. După completarea examinării miracolelor, a fost trimisă o delegație la scaunul apostolic pentru a susține cele constatate. Reunindu-se din nou, papa și cardinalii vorbesc despre canonizarea lui Anton și în final îi este încredințată lui Giovanni, episcop de Sabina, examinarea generală a miracolilor și aprobarea. Odată finalizată cercetarea episcopului Giovanni, papa și cardinalii, găsind validă cererea canonizării, vor fixa data canonizării. Ceremonia a avut loc la Spoleto, când papa Grigore al IX-lea, cu bula papală Gaude Felix Padua, la 30 mai 1232, după numai 11 luni de la moartea lui Anton, îl declară sfânt. La baza canonizării sfântului stau 53 de minuni autentificate. După canonizare, sarcofagul sfântului, ce era pus pe paviment, este ridicat pe 4 coloane și pus în locul altarului. Sărbătoarea Sfântului Anton de Padova va fi celebrată la data de 13 iunie a fiecărui an. La 8 aprilie 1263, când Bazilica în mare parte era finalizată, în timpul generalului Ordinului Francescan, Sfântul Bonaventura, corpul Sfântului este transferat în noua construcție, în centrul transeptului, sub a treia cupolă. Sfântul Bonaventura, deschizând sicriul Sfântului Anton și găsind limba intactă, exclamă: "O limbă binecuvântată, care întotdeauna l-ai binecuvântat pe Domnul și pe alții i-ai determinat a-l binecuvânta, acum se vede clar câte merite
ai obținut din partea lui Dumnezeu. În anul 1351, la capitolul din Lione, ținut de generalul ordinului Guglielmo Farnier, a fost stabilită ziua de 15 februarie ca fiind ziua de sărbătoare a transferării Sfântului Anton. Sfântul Anton este declarat doctor al Bisericii cu titlul de Doctor Evangelicus în anul 1946 de către Papa Pius al XII-lea.